Casa Iosif Keber ar putea fi reabilitată. Este o nouă promisiune a autorităților județene după ce proiectul a fost notat în mai multe proiecte ani de zile, însă nu s-a concretizat nimic. În ședința de Consiliul Județean de la sfârșitul săptămânii trecute s-a discutat din nou un proiect care privește reabilitarea casei monument istoric. Autoritățile au reușit să obțină aproape 2 milioane de lei fonduri europene. Există speranțe să restaurăm și casa Iosif Keber? Cu siguranță da, avem o veste bună, am primit de la DRE faptul că proiectul a fost eligibil, a trecut, suntem în perioada de precontractare, de aceea astăzi am aprobat în ședință noi indicatori cu noua cotă de TVA, trebuie depus în termen de 30 de zile, vom semna contractul de finanțare și vom demara procedurile de licitație în ceea ce privește proiectarea și execuția lucrurilor de conservare, restaurare a casei Iosif Keber. Vestea este bună, da, proiectul este eligibil și este finanțat. În această casă a locuit și creat pictorul Iosif Keber. Este un monument de arhitectură. Iosif Keber și-a desăvârșit studiile în străinătate la München, unde s-a specializat în pictura bisericească. Keber a fost autorizat de Mitropolia București să picteze biserici, executând pictura în ulei a bisericii din Stupca, Suceava.